Salutare tuturor! Bine ați venit la un nou episod cu mașina potrivită. Astăzi verificăm golful acesta. Este un Golf GTI din 2009. 152.000 de kilometri. Da. Este în parc la BCR Leasing. Parcul lor, de fapt, este în curte la BMW Filaret. Nu putem să ieșim cu mașina să mergem cu ea. Asta o să fie un pic un challenge. Da. Așa că haideți cu mine să vedem dacă e bună sau dacă nu e bună și la sfârșit tragem niște concluzii. Așa, deci mașina asta a avut suspensiile modificate și de obicei la mașini cu suspensiile modificate este important să vedem ce suspensii au fost puse și dacă au fost puse corect. Dacă n-au fost puse bine, înseamnă că mașina o să stea prost pe șosea, mai ales la viteze mari, este posibil să facă probleme. Oamenii de aici ne-au pus la dispoziție un elevator și zicem da, o să-l folosim. Că aripa este posibil să fi fost schimbată și revopsită prost. Iarăși roțile arată cam așa, cauciucurile sunt bune, sunt în stare bună, așa ca și carne. Dar, na, am mai atins-o. Treaba cu mașina asta este că a fost modificată suspensia. Și aici deja este destul de puțin loc. Dacă mă uit în partea asta, așa aici, observ diferență de culoare la uși și asta. Este posibil să fi fost schimbate astea. Mașina a fost lovită în față. Bara este schimbată. Aripa aia aceea este aftermarket. Asta este originală. Aici se poate vedea masticul ăsta pus. Astea se vă arată un pic mai atent. Deci se poate vedea masticul ăsta. Da, e clar aici că a fost făcută chestia asta, iar pe partea asta arată mult mai bine. Deci se poate vedea că este original. Totodată nu se vede foarte acolo undeva. Este o bucățică din longeron și se poate vedea că a fost puțin îndoit. Nu a fost mult îndoit, a fost puțin îndoit. Mașina deocamdată este la 6800 plus TVA și întrebarea este dacă ar merita cumpărată sau nu. Dar mai rămâneți în filmuleț și vedem la final. Arată ok și în spate. N-are infiltrație de apă. Pare în regulă. Combinăturile originale. Aici în vasul de expansiune nu prea este nimic care să se expandeze. Deci nu există apă. Și probabil radiatorul este spart. Am văzut că sub mașină este o baltă. Așa. Și curge. Da. Acolo se vede cum curge antigelul, se vede cum curge de aici, deci aici nu sunt dubii, nu avem niciun dubiu. Deci cam așa arată și interiorul motorului, din păcate nu se vede exact așa tot ce văd, se vede puțin acolo. Practic motoarele astea de GTI, astea nu există riscul să fie subturate, motorul arată cam așa, deci ele de obicei merg turate. Așa, avem uleiuri aici. Pe baia de ulei și avem uleiuri aici în spate. Probabil de aici, datorită vitezei, a ajuns până aici. Mașina are 150.000 de kilometri, însă radiatorul de aer condiționat, după cum se vede, arată de mult mai mulți kilometri și nu cred că omul ăsta a condus 150.000 cu 230 la oră sau ceva de genul ăsta. Arată, de aici începe toba, se vede că cineva a făcut acolo bine, o sudură foarte faină. Vine așa, se duce până aici, continuă așa, și aici este cu o dublă evacuare și mi se pare că este în stare bună. Se putea face sudura asta și mai mișto, dar totuși arată bine. Mi se pare că arată bine. Discul de frână nu arată chiar foarte bine, dar asta și din cauza că mașina a stat. Dar plăcuțele de frână, nu știu că se văd pe aici, arată destul de bine. Cauciucurile par a fi în stare bună. Îmi place. Așa arată și arcurile aftermarket, care au fost montate pe mașină. Trebuie să căutăm ceva informații despre ele, să vedem ce e cu ele. În rest, mașina cam așa arată. Cât e? 2009 asta, nu? 2009. Da. Nu este foarte încântător, nu știu în ce condiții a rulat mașina. În mod normal n-ar fi trebuit să se întâmple chestiile astea, dar dacă a venit din Olanda sau din țări cu aer salin, e posibil să se facă așa.
Așa, acum o să pornesc. Este efectiv prima pornire. Să vedem cum pornește GTI-ul ăsta. A fost redusă cu aproximativ 8. Da, deci se aud și evacuările sport. Mai sunt beculețe aprinse la bord, o să vedem cu un tester mai târziu de la ce este aprins beculețul ăla, ăla nu e așa important. Da, ăsta este din cauza că s-a scurs antigelul. Deci da, este o mașină cu diferite problemuțe, o să le investigăm pe parcurs. Așa, arată și în spate. Dă-i! Da, cam fumigenă, dar se aude bine. Așa, cutia de viteze are un zgomoțel ciudat. Și se mișcă puțin aiurea. Da, se aude ciudat și face ciudat. Am cotrobuit pe acolo prin torpedou și am descoperit niște documente. Zusammenfassung vom Änderungsnachweis. Asta probabil este un TÜV sau un fel de ITP. Știm că la 4692 de kilometri n-avea nimic. După aceea mai avem o chestie de asta din, din 2012 la 67.000 de kilometri și n-avea nimic mașina și după aceea, da, cam atât. În rest nu mai avem nimic. Astea sunt documentele. Din maldorul ăsta de hârtii lipsește, evident, fix cartea service. Da? Lipsește. Treaba cu mașina asta este că nu știm mai nimic despre ea. Pur și simplu a ajuns în parcul ăsta. Este posibil să fi fost recuperată de BCR, caz în care nu știm exact ce modificări s-au făcut, ce putere are, dacă s-au făcut reviziile sau nu. Deci e un pic de risc, e un pic o ciudățenie chestia asta. Deci, întrebarea pentru voi este, dacă v-ați cumpărat GTI-ul ăsta, dacă credeți că ar merita să faceți reparațiile acestea sau nu, ce părere aveți? Aveți un GTI de ăsta? V-a făcut probleme? Cum vi se pare mașina? Aștept părerile voastre, comentariile voastre, întrebările voastre și tot ce mai aveți, să îmi spuneți tot ce mai aveți pe suflet. În secțiunea de comentarii, mulțumesc pentru susținerea voastră, dați un share, un like, un subscribe și ne vedem data viitoare.